Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava. Astăzi vă propunem o călătorie cu totul și cu totul specială, o călătorie în timp, dar și în spațiu, pe axa Paris-București, dar și în timp, la Ghergani, în Dâmbovița, într-un loc splendid pentru istoria României, acolo unde se afla moșia unor personalități marcante ale istoriei noastre. Alături de noi, în această călătorie, se află o prietenă a emisiunii noastre, doamna Irina Ghica Bosi. Sărut mâna, doamnă, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața, eu vă mulțumesc pentru fidelitatea prieteniei noastre. Mulțumesc mult! Voi începe direct zilele acestea la conacul familiei, la moșia familiei, un loc splendid pentru Ion Ghica, străbunicul dumneavoastră, una din personalitățile de primă mărime ale istoriei noastre. Organizați un eveniment splendid, i-aș spune eu, mai ales în aceste timpuri pe care le trăim, atipice și complexe, o expoziție de artă. Cum v-a venit ideea acestui eveniment și cum l-ați descrie, cum l-ați prezenta? Ideea mi-a venit pentru că această manifestare există de aproape 20 de ani, a fost lansată de Franța acum 18 ani mai precis și se cheamă Rendez-vous au Jardin, întâlnire în grădini, la plural, pentru că ideea este ca în toată Europa, în acest weekend, oamenii să poată profita de frumusețea grădinilor publice sau private, în care se fac sau nu și alte evenimente culturale pentru a atrage cât mai mult atenția publicului pe grădini. O atenție destul de nouă pe continentul european și în special în România, unde grădinile nu sunt destul de prețuite și unde sperăm cu toată echipa cu care lucrăm la restaurarea conacului lui Ion Ghica și inclusiv a parcului, să putem atrage atenția pe această nouă dimensiune a spațiului, dar și a spațiului artistic. Și pentru asta m-am gândit că pentru prima oară când domeniul Ghica va participa la acest eveniment european, și dacă vreți puteți să găsiți pe o platformă pe internet, Rendez-vous au Jardin, toate grădinile din Europa care participă în acest weekend la manifestarea europeană, ne-am gândit deci că ar fi interesant să punem în evidență și o latură artistică contemporană, pentru că, bineînțeles, la Ghergani ce domină este și ce este aproape cropleșitor, este dimensiunea culturală și istorică. Dar acum este vorba de o dimensiune artistică contemporană și îmbinarea acestor două elemente mi s-a părut foarte propice pentru a celebra în aceste zile ieșirea din izolare, ieșirea din tot ce s-a întâmplat de un an și jumătate aproape în lumea întreagă și, bineînțeles, și în România. Ați ajutat enorm, o să revenim imediat și la această cultură a grădinii, care într-adevăr este de dată recentă în România. Casa Regală a avut niște preocupări în perioada interbelică în acest domeniu, mă gândesc aici la grădina de la Balcic, de exemplu, dar Franța a fost cea care a cultivat această teorie a grădinii, la limita nu dintre artă și botanică, i-am putea spune. Aveam grădini faimoase în Paris și era o obsesie aristocrației franțuzești de a crea, nu, chiar grădini japoneze, grădini orientale, foarte interesant, mai ales în Franța. La noi s-a dezvoltat mai târziu această pasiune pentru grădină. De fapt, dacă o luăm istoric, pasiunea României pentru grădini, pasiunea aristocrației române pentru grădini a venit indirect din Anglia, pentru că, într-adevăr, în Franța există l'art du jardin à la française, cum se spune, unde este totul foarte geometric și foarte codat. Simetrii, multe geometrii și modele foarte codate. În schimb, arta grădinii și
Poate că, într-adevăr, Franța este pionieră în acest domeniu, pentru că deja de la Ludovic al XIV-lea și chiar înainte, această grădină foarte codată și simetrică există în Franța. Dar în secolul XVIII, în Anglia, se dezvoltă alt tip de grădini, mult mai sălbatice și naturale, par naturale, dar sunt foarte gândite și cultivate și prin intermediul lui Napoleon al III-lea, care a fost foarte influent în România la sfârșitul secolului XIX. A jucat un rol pozitiv în istoria României, chiar dacă în istoria Franței este controversat. Absolut. În România este foarte apreciat Napoleon III și acest împărat, care a devenit împărat mai târziu, a trăit în exil în Anglia și s-a inspirat din acele grădini foarte sălbatice și naturale, mai ales cu pomi și pajiști și cu flori sălbatice de câmp. Și când a revenit în Franța și a devenit împărat, el a vrut aceste grădini și în Franța. Și deci el este cel care în Paris a creat aceste parcuri mai sălbatice, Parc Monceau, de exemplu, la Paris, și mai ales Bois de Boulogne, care este băneasa al nostru transpus. Și deci, prin aceste grădini mai englezești, s-a ajuns și în România la anumite grădini foarte cunoscute și pe care cei care aveau conace și moșii au încercat să le reproducă. Bineînțeles că influența franceză, care era mult mai puternică decât influența englezească directă, a fost în continuare predominantă și foarte mulți peizagiști francezi au venit în România ca să creeze primele grădini publice, dar și private. Și cel mai cunoscut este Redon, care a făcut grădini la Craiova și care a făcut și grădini în București. În București, unde deja Maier, austriacul, era pionierul acestor grădini publice. De exemplu, Cișmigiul este creat de Maier. Recomand în acest subiect o carte foarte interesantă scrisă de Alex Mexi, care este un tânăr peizagist care este foarte implicat în restaurarea grădinilor istorice și care și-a făcut teza de doctorat pe acest subiect, crearea grădinilor publice în România, la sfârșitul secolului XIX. Deci, în această efervescență a creierii de grădini în care se rivaliza între diferitele familii aristocratice, a devenit la modă să posezi acest gen de parc și de grădini și în această tendință s-a înscris și Ion Ghica când a creat sau a recreat, a modernizat domeniul de la Ghergani, refăcând conacul care venea din familia Văcărescu din secolul XVII, s-au regăsit fundațiile pe care le-a demonstrăm și publicului și construind un nou conac à la française cu o arhitectură foarte tipic franceză, a cărei prima piatră a fost pusă în 1869 și am celebrat 150 de ani de la acest eveniment de 2 ani. Și deci Ion Ghica s-a apucat să facă și parcul. Și între paranteze aș spune că celălalt străstrăbunic al meu, Gheorghe Grigore Cantacuzino, făcea același lucru la Florești, unde el a adus din Franța un discipol al lui Redon, Emile Pinard, și care a făcut un plan de grădină la francez în fața Palatului de la Florești, care acum este o ruină, dar pe care încercăm să o întreținem, și unde avem și planurile pe care le-am găsit într-o revistă de agronomie în Franța, la Biblioteca franceză, la Biblioteca Națională. Superb. În acest context ne înscriem pentru a arăta încă o dată care a fost rolul și locul României în Europa în acele timpuri și pe care am vrea să le demonstrăm populației și publicului de astăzi, ca să vadă în ce context și în ce tradiție istorică ne înscriem pentru a fi mândri de această tradiție și pentru a o continua.
Ion Ghica a fost înainte, sau după, un mare român, a fost un mare european, într-adevăr, o personalitate europeană marcantă, în trendul naționalismului romantic, nu, care a creat atât tânărul stat român, cât și statul italian, cât și statul german. Cum vă explicați astăzi, la 100-150 de ani după acel moment, ceea ce eu aș numi miracolul românesc, și anume un teritoriu, nu, principatele române, periferic, ieșit de sub tutela otomană, fanariotă, și un stat nefuncțional, exact așa cum îl descriau anumiții istorici în secolul XIX, spațiul românesc era în pragul extincției la începutul veacului al XIX-lea. Cum vă imaginați acest miracol în care nu, în 5, 6, 7 decenii, Principatele Române Unite și apoi Regatul României au reușit să devină o țară europeană cu o Constituție modernă, occidentalizată? Cum vedem astăzi acest miracol la care străbunicul dumneavoastră și străbunicul nostru au participat profund? În primul rând, de multe ori mi se cere în Franța să vorbesc despre România, care este atât de puțin cunoscută, din păcate, și pe care încerc să o promovez așa cum încerca să o promoveze și Ion Ghica, bineînțeles, păstrând limitele Când se afla modestiei. în exil, mai ales. Nu neapărat numai în exil a fost la Constantinopol, dar când s-a dus la studii în Franța, în anii 1835-36. Și, deci, care este miracolul românesc? Toată istoria României o demonstrează. Suntem un miracol de la începutul acestei națiuni, pentru că de ce s-a păstrat această limbă română, latină, când suntem înconjurați de slavi și de maghiari? Cum de nu s-a păstrat această limbă latină în fosta Iugoslavie, care e atât de aproape de Italia și de centrul Imperiului Roman? Cum de s-a păstrat poporul nostru, care a fost pe un teritoriu traversat în timp de 1.000 de ani, 1.000 de ani de barbari și de toate populațiile care mergeau de la est la vest? Este un miracol, într-adevăr, și acest miracol în zilele noastre, adică în zilele de care ați vorbit acum 150 de ani, acest miracol este mai puțin miraculos, pentru că știm că mai totdeauna am avut marile puteri de partea noastră și în special Franța. Franța a fost îngerul gardian al României, al tânărului stat român, și de aceea vorbeam de prețuirea lui Napoleon III în România. România a fost ca și Serbia în acele vremuri, după Primul Război Mondial, marea beneficiară a păcii de la Versailles și de această prietenie constantă a Franței. Și nu din falsă modestie, aș vrea să spun că Ion Ghica este unul dintre pionierii acestei relații cu totul speciale, care, din păcate, începe să se piardă și aș încerca să o revitalizez, așa am încercat întotdeauna. Franța a fost, ca toate țările din Europa Occidentală, foarte puțin interesată de ce se întâmpla la estul continentului, și în una din broșurile sale, Ion Ghica scria că încerca foarte pedagogic să învețe opinia publică și mai ales de cei ce decideau în Franța și în Anglia, de altfel, care este situația în această parte a Europei. Și era într-adevăr complicat, că eram două principate care vorbeau o limbă latină, dar care scriam în chirilic, și să nu uităm că Ion Ghica este cel care a fost prim-ministru și a încercat și a decis să se Latinizare. alfabetul românesc, care erau de fapt împărțiți, românii erau împărțiți în aproape trei imperii, pentru că în acele timpuri Chiselef era în România, deci exista regulamentul O organic, influență rusă, da, puternică. influența rusă, influența otomană și influența austro-ungară în Transilvania. Deci toate aceste combinații geopolitice erau greu de înțeles la distanță de 2000 de kilometri. Și prin faptul că acești
tineri intelectuali, care a fost o generație de aur a istoriei României, în care se înscria și Ion Ghica, dar erau și Cuza, și Alexandrii, și Rossetti, și Odobescu. Toți acești tineri care au studiat la Paris, au studiat și la Viena, unii dintre ei și la Berlin, au încercat să se fie niște exemple vii ale europenității acestei națiuni și faptului că nu aparținem sferei orientale de influență, ci sferei occidentale, că valorile noastre sunt cele occidentale și nici de cum cele din Orient. Și ca un zălog al acestei prietenii pe care Ion Ghica a vrut să o solidifice, a fost prietenia lui cu Alfonso Lamartine, care era mare poet, un mare scriitor, un mare romantic. Nu numai, pentru că toată lumea îl cunoaște ca poet, bineînțeles, dar era un om politic. Da. Și a fost ministrul afacerilor externe în timpul Revoluției, a fost mare revoluționar din 48 și cu sprijinul lui Lamartine s-a făcut și Revoluția din România, cu, bineînțeles, sprijinul și intelectualilor care fuseseră și influențați de ideile revoluționare și naționaliste ale anului 1848. Și deci această prietenie a Franței, care începuse deja să se înfiripe, a continuat pentru că în acele timpuri când relațiile, deși se călătorea mai mult pe cal, și astăzi suntem în Europa vitezei și a mijloacelor de transport, dar totuși distanța se mărește între Franța și România, când pe acele vremuri, unde distanța de 2000 de kilometri părea de neparcurs, relațiile erau foarte strânse. Eu sunt un partizan al unei relații firești de mare prietenie și de mare alianță româno-franceză, ne leagă atât de multe. Gândiți-vă că sistemul nostru legislativ, sistemul nostru educațional, sistemul nostru constituțional, figurile marcante ale culturii române s-au format ca replică la modelele instituționale franțuzești. Sistemul administrativ hipercentralizat național propus de Brătianu a fost o replică a sistemului franțuzesc și nu o constituție modernă după modelul Belgiei în secolul al XIX-lea, plus o întreagă elită care a studiat la Paris. Doamna Ghica, cum vedeți astăzi, memoria e o întrebare tristă, să-i spunem, cum vedeți memoria exilului românesc de la Paris din anii negri ai comunismului? Dacă până în anul 1939, 1940, 1945 chiar, relațiile româno-franceze nu erau excepționale, ele au cunoscut, mă refer la relațiile culturale aici, o perioadă cumplită în momentul dictaturii comuniste, în momentul înfeudării României, în momentul sovietizării României. Practic, cam tot ce s-a construise timp de 100 de ani s-a încercat a fi demolat cu bâta, civilizația occidentală, nu? Asta se încerca, scoaterea civilizației occidentale din România. Din nou, acest spațiu a fost decuplat și conectat la un cu totul alt sistem, cu care noi nu aveam nicio legătură. Nu? Gândiți-vă că aveam un partid comunist quasi-periferic și care nici măcar nu am putea spune că era românesc sau foarte românesc. Era una din cele mai dure divizii ale NKVD-ului, dar era quasi-periferic. Mai mult i-aș spune, o sectă fanatică, nu? Care susținea, printre altele, era antiromânească, susținea dezmembrarea statului român în anii 20-30. Chiar am putea să numim o organizație teroristă, asta era Partidul Comunist Român în anii 30. Din nefericire, istoria atunci nu a fost atât de bună și de blândă cu noi, însă Parisul a jucat un rol halucinant de important, extrem de important, pivotal, pentru că nu, unul din poate cel mai puternic centru al exilului românesc a fost în acel moment la Paris. Ați fost un exilat. Cum vedeți astăzi memoria exilului românesc din perioada comunistă de la Paris? Sunt absolut de acord cu noastră, cu o mică nuanță. Franța totuși a fost încă foarte prezentă în timpul comunismului, pentru că toate celelalte țări fiind aliniate în spatele Statelor Unite, Franța, mai ales de Gaulle, care vroia să joace un rol mai independent între cele două blocuri, a facilitat
continuarea unor relații, bineînțeles, nu atât de bogate și fertile ca cele dinainte de al doilea război mondial, dar totuși a existat un firișor de legături care s-a menținut și, de altfel, numai faptul că s-a continuat să se învețe limba franceză. Limba franceză, chiar și în momentele în care se învăța rusa obligatoriu, limba franceză s-a menținut ca obiect de pedagogie în licee și în ciclul 2 de învățământ. A fost reintrodusă la un moment dat de Ceaușescu prin anii 60, în momentul deschiderii. Da. Nu știu dacă în anii 50, în anii stalinismului, se mai învăța la școală limba franceză. Înțeles, dar vorbim de toată perioada. Da. Anii negri ai comunismului din România înainte de moartea lui Stalin au fost într-adevăr un fel de beznă totală. Dar ieșindu-se din acea beznă cu moartea lui Stalin, treptat, treptat s-au restabilit anumite tradiții și franceza, care era o tradiție bine împământenită în România, a continuat să fie sau a reînceput să fie învățată în România. Și nu știu dacă știți că am fost consilier cultural la Ambasada Franței acum 15 ani și director al Institutului Francez și încă pe acele timpuri, 2004-2007, franceza se mai menținea ca limbă străină predată în licee și în colegii. Dar astăzi? Da, dar mult, mult mai puțin. Adică în acele momente diferența era de 2%, era 44% era limba engleză și 42% limba franceză. Nu cred că astăzi există aceste procente. Nu mai vorbește mai nimeni. Din păcate. În generația dumneavoastră nu mai vorbește mai nimeni franțuzește, ceea ce este o mare lacună pentru mare că... Mare pierdere. O mare pierdere, dar și o mare lacună, pentru că franceza este la baza culturii europene și literatura franceză, dacă nu ai noțiunile care sunt niște... vehicule de comunicare și de cultură în Europa, ești oarecum tăiat de această cultură europeană. Și, bineînțeles, literatura engleză este un monument, dar nu este singurul și dacă punem împreună toate culturile din fiecare țară europeană, se detașează net Franța, Anglia și Germania. Evident. Și dacă aceste trei culturi ne sunt din ce în ce mai străine, ce fel de europeni mai suntem? Și, no, și aș mai adăuga aici și cultura rusă, evident, care este monumentală. Vorbim numai de Uniunea Europeană în momentul acesta, pentru că suntem membri ai acestei comunități de valori. Să nu uităm niciodată că Uniunea Europeană nu este un fel de vacă de mulți fonduri europene, ci este o comunitate de valori pe care le-am acceptat în mod tacit semnând tratatul de la Roma. Și nu putem să ignorăm aceste valori care, în primul rând, se bazează pe cultura comună pe care s-a construit Europa de atâtea mii de ani. Domnule Ghiga, cum vedeți această percepție din ultimii ani, tot mai pronunțată, din păcate, la nivelul maselor, dar și la nivelul unor anumite elite politice, și asta nu este numai în România, este un fenomen prezent, l-am văzut, cu preponderență în Europa Centrală și de Est, dar și în anumite țări occidentale, din păcate, Uniunea Europeană se reduce la niște instituții, la o anumită funcționare instituțională și la un anume model de coeziune, la anumite avantaje financiare. Nu cred că avem voie ca europeni să pierdem esența proiectului european, care înainte de una economică este una culturală. Este ce am spus până acum. Exact. Dar nu putem să ne privăm de niște instituții. Uniunea Europeană este un stat sui generis, sau mă rog, este o construcție sui generis politică și orice construcție politică are nevoie de instituții. Deci faptul că Uniunea Europeană are o comisie care este un fel de guvern, un consiliu care este un fel de președinte și un parlament, nu este nimic de criticat, găsesc. Și ele funcționează foarte transparent și foarte democratic. Deci, credeți în federalismul european promovat de anumite partide în ultimii ani, de ideea de Statele Unite ale Europei? Absolut, absolut. Sunt foarte pozitivă în acest domeniu și cred că nu putem să ne
dezvoltăm în lumea de astăzi, care funcționează în blocuri continentale, ca state independente. Bineînțeles că suntem independenți, dar prin voința noastră ne unim împreună, nu ne obligă nimeni și nu ne asuprește nimeni. Este o solidaritate de interese, este o solidaritate de valori și este o suveranitate comună. Vedeți în câteva decenii o Europa așa cum o visa la un moment dat de gol de la Atlantic, adică de la Dublin și Lisabona până la Vladivostok? Să nu uităm că de Gaulle, cu toată admirația pe care o am pentru el, nu era foarte european. Era adeptul Franței mari, să-i spun. Și să nu uităm de scaunul gol pe care l-a lăsat foarte mult timp la Bruxelles, până când s-a cedat lui de Gaulle această noțiune de interes major, interes legitim, pe care de Gaulle a încercat să-l impună, spunând: eu nu pot să accept la o majoritate, chiar și calificată, anumite reguli sau anumite principii care merg împotriva intereselor Franței. Și nu a permis aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeană atunci, în anii 60, a blocat-o. Pentru că asta era o decizie la unanimitate și a rămas această decizie la unanimitate, dar multe domenii, încă de pe vremea lui de Gaulle, între timp aceste domenii s-au lărgit mult, dar încă de pe vremea lui de Gaulle existau câteva domenii în care se lua decizia la majoritatea calificată. Și, bineînțeles că din când în când, Franța risca să piardă. Și această, cum să spun, pierdere sau înfrângere a Franței nu era tolerabilă pentru generalul de Gaulle. Între timp, democrația a devenit ceva mai populară decât era pe vremea lui de Gaulle, care încarna încă un fel de monarhie democrată și nu iluminată, dar o monarhie. Bun, asta era până la urmă arhitectura constituțională pe care de Gaulle a gândit-o după începutul celui de-a patra republici. Și și-a făcut-o pe măsură. Exact, pentru că a patra republică, nu, în anii 50, a sfârșit-o destul de trist în Franța. Și o republică parlamentară, da. Așa cum am riscat să devenim și noi, dacă n-am avea acest echilibru pe care a încercat să-l dea Constituția Română, în care președintele are un oarecare rol asemănător cu cel al Franței, dar nu este chiar la fel, pentru că acest dezechilibru îi face foarte rău României, pentru că Parlamentul poate să destituie un președinte, dar președintele nu poate să dizolve Parlamentul. Bun, și totuși în Franța președintele are puteri mult mai mari, ca de exemplu prezidează ședințele guvernului. Chiar o majoritate ostilă parlamentară poate fi manageriată mult mai ușor decât la noi, adică sunt niște nuanțe, că Franța e o republică prezidențială. Este un scrutin majoritar și nu este un scrutin de listă. Scrutinele de listă duc la o coaliție șubredă, prin esență, pe când scrutinul majoritar este cel care dă această stabilitate parlamentului, bineînțeles. Și încă o chestiune importantă. În Franța, cred că primarii pot să fie în același timp și parlamentari și primari. Absolut. În România, dar asta acest nu lucru este foarte grav. Acest lucru e mult mai grav în România, în care un ministru poate să fie și parlamentar. Deci, da. Faimoasa separarea puterilor în statul de drept nu există în România. Cum poate fi un membru al executivului și membru al legislativului în același timp? De ce nu și judecător, așa le concentrează pe toate? Da, sunt într-adevăr anumite lucruri de arhitectură constituțională. Revenind la exilul parizian, cum vedeți astăzi, sau cum vă amintiți dumneavoastră, cum vă raportați afectiv, intrând într-o zonă afectivă, la exilații români din Paris din anii 60, 70 și 80? Într-adevăr, într-un mediu destul de ostil din punct de vedere intelectual, să nu uităm că, din păcate, aș spune, nu? Mediul intelectual parizian era dominat încă de stânga revoluționară puternic în anii 60-70, fie că vorbim de o stângă prosovietică, fie că vorbim de trotskiști, de maoiști, era o diversitate
enormă, caleidoscopică pe această zonă comunistă. Cum v-ați simțit la Paris în acea perioadă? Și cum se simțeau românii? Să nu uităm, totuși mă îmbătrâniți foarte tare vorbindu-mi de anii 60. În anii 60 eram un copil și eram în România, la școala generală 151 de la Gara de Nord. Deci nu am fost la Paris în anii aceia și chiar dacă aș fi fost, nu participam la exilul românesc de la Paris. Eu când am ajuns, eram deja în anii 70, sfârșitul anilor 70 și iarăși spun, eram de-abia terminasem bacalaureatul, eram încă foarte tânără și adevărul este că existau atâtea bisericuțe și atâtea grupări care își făceau concurență și chiar care se dușmăneau între ele în exilul românesc din acele vremuri, încât nu am vrut să particip deloc la acele mișcări, care de altfel erau compuse din oameni nu numai de generația părinților mei, dar de generația bunicilor mei aproape, și care mi se păreau întoarse spre un trecut care nu mai exista. Mulți dintre ei nu se mai întorseseră în România, fiind în Occident în timpul războiului sau înainte de război. Deci nu mai erau conectați la realitatea românească de mai bine de 30 de ani. Și de aceea mi se părea că au un paseism care pe mine personal, ca tânără studentă în anii aceia, nu mă atrăgea deloc. Pentru că găseam că sunt cam anacronici, cam anacroniste aceste nostalgii ale unui trecut pe care nu le puteau foarte bine contura sau expune. Erau, bineînțeles, că eram toți contra comunismului, dar în acel exil existau multe tendințe. Și erau foști legionari, erau monarhiști, erau liberali, erau conservatori, țărăniști și mie personal nu îmi spunea nimic acest spectru politic pe care, bineînțeles, nu-l trăisem și, pe de altă parte, din care unii făceau o mândrie cam suspectă. Cam și cum deci, se întâmpla în anii 90, iertați-mă, atunci când vorbeam acum cu niște nonagenari din anii 90, care erau activ politic în anii 90 în partidele de opoziție și care mai mențineau, chiar înși și acum zâmbesc, conflictul între țărăniști și liberali, când, într-adevăr, amenințările erau cu totul altele la adresa partidelor istorice în anii 90, adică fesenismul era principala amenințare, nu vechiul conflict între liberali și țărăniști care nu-și mai avea sensul. Eram jurnalistă la agenția Reuters în 1989 și deci am fost trimisă în România să fac reportaje despre evenimentele din decembrie, ianuarie 89-90 și înainte să plec m-am întâlnit cu Radu Câmpeanu, care era la Paris și care își făcea bagajele să plece în România. Și l-am întrebat ce se duce să facă în România. Și m-a decepționat foarte tare răspunsul lui și mi-am spus, dacă cu așa oameni vrem să facem o clasă politică nouă, va fi cam greu. Pentru că mi-a spus pur și simplu, mă duc să refac Partidul Liberal. Fără să spună, mă duc să văd care este situația în România, cum putem să ajutăm România și cum putem, cu experiența din exil, să facem să progreseze România de astăzi. Era normal deci, să dorească refacerea Partidului Liberal. Da, dar nu mai orbește, duc să fac Partidul Liberal. Și de altfel vedem care a fost rolul lui Radu Câmpeanu în Partidul Liberal. Era complet deconectat de evenimentele și de realitatea românească. Și mi s-a părut că, și asta mi se părea deja în exil, în anii pe care i-am petrecut până în 89 în exil, mi s-a părut că viața lor se oprise înainte de război și că deci nu mai urmăriseră evoluția mentalităților și trebuie să fim pragmatici. Nu se putea calca un mod de viață și de gândire și de orientare politică dinainte de război în 1990. Nu. Lumea evoluase și în Franța, da? Păi
în România, unde fusese spălată pe creier timp de aproape 50 de ani de comunism. Și deci trebuia să se plece de la acel nivel și să se poată eventual crea o evoluție modernă și contemporană. Și de altfel, eu am lucrat la BBC în anii 80, la secția română a BBC-ului, ceea ce mi-a făcut un dosar de cam 10 centimetri la securitate, pe care îl descoper în zilele astea, la CNSAS, și stăteam de vorbă cu toți colegii mei din celelalte secții de limbă cehă, poloneză, bulgară și așa mai departe, și deci pe care i-am cunoscut foarte bine. În 89, toți acei oameni pe care i-am cunoscut la BBC s-au întors în român, în țara lor, și au devenit, dacă nu miniștri și demnitari, măcar consilieri politici ai noii clase politice. Și cu asta s-a ridicat mult mai repede Cehia, Polonia, Ungaria și România, care a refuzat... Țările Baltice, foarte important, acolo unde exilul, nu mai vorbim ce Baltice, rol. Dar țările Baltice, care fuseseră parte din URSS, au știut să-și aducă oameni care, de fapt, plecaseră mult, mult mai devreme, dar și care fuseseră chiar în exil mai multe generații, dar care păstraseră limba, ceea ce e foarte important. Mulți dintre compatrioții noștri n-au păstrat limba în exil, spunându-și că nu se mai întorc niciodată, deci se pusese aproape o cruce pe viitorul României. Și deci găsesc că acest refuz de a primi nu numai elitele, bineînțeles că elitele erau cele care emigraseră, dar nu numai, toți cei care puseseră între timp bazele unei profesii, unei experiențe în Occident. Să nu uităm că din anii 80 se începuse să se poată emigra mai ușor din România. Eu am constatat asta fiind acolo, vedeam părinții, prieteni de-ai mei care reușeau să vină din România, să plece definitiv. Și deci toți acești oameni care între timp evoluaseră și făcuseră o carieră sau o experiență foarte importantă, de meserii chiar, în Occident, au fost refuzați în România. Și au fost acea perioadă neagră de 10 ani între 90 și 2000, în care s-a distrus absolut tot ce se mai făcuse în România în acei ani, și este un fel de ca niște un ev mediu al României, pe care trebuie acum să-l reconstruim, să facem o renaștere. Tot ce se știa acum 30 de ani s-a uitat. Educația este mizerabilă și mi-aduc aminte că cu educația din comunism, eu am plecat când eram încă la liceu, am ajuns în Elveția și am ieșit după un an a doua din clasă și a noua pe școală. Deci educația comunistă, deși era comunistă, bineînțeles că istoria și alte lucruri erau de aruncat pentru că era o indoctrinare. Dar supraviețuiseră niște profesori care predau în interbelic. Exact, și metode și așa mai departe. Deci, nici asta nu s-a mai păstrat. Am trăit un fel de ev mediu, obscurantist, pe care trebuie acum să-l uităm, să întoarcem pagina, să facem o renaștere. Și acea renaștere începe, bineînțeles, cu educația. Educația este cea mai importantă latură a activității umane. Și dacă ne gândim, de exemplu, dăm un exemplu, Australia. Australia a fost populată cu deținuți, deci cu oameni de drept închiși în închisorile engleze, drept comun, hoți, borfași, criminali și așa mai departe. Deci nu este o chestie de ADN, pentru că evident, acei oameni au fost trimiși ca să populeze Australia, dar li s-a dat o educație britanică. Și uite unde este astăzi Australia. Bun, deja gândiți-vă că după câteva decenii, de la momentul de care vorbiți, la sfârșitul veacului al XIX-lea, să crease ceea ce putem numi o squatocracy, o elită în Australia foarte puternică, și deja astăzi Australia e una din primele națiuni din lume. Și foarte civilizată și foarte avansată și foarte dezvoltată prin educație.
Deci educația, dacă se pierde, se pierde o națiune. Și a fost și un ideal pașoptist acesta al educației, reformele haretiene. Doamna Ghica, suntem la finalul discuției noastre. Vă propun și vă rog, a trecut rapid călătoria noastră, ca în ultimul minut să invităm pe toți ascultătorii noștri la Ghergan, la aceste zile ale porților deschise, la Rendezvous au Jardin. Și la care participă și ambasadoara Franței, pentru că am ținut ca această prietenie a lui Ion Ghica către Franța să fie perpetuată. Foarte și important. Ambasadora Franței a fost foarte încântată să fie alături de noi mâine după masă la vernisajul expoziției. Când va fi gata restaurarea domeniului de la Ghergani în totalitate? Dacă aș ști. Problema mea este că tot ce am investit în reconstrucția conacului de la Ghergan și a capelei unde este înmormântat Ion Ghica a fost făcut din banii mei, din ceea ce am putut vinde, din ceea ce am economisit și din ceea ce am agonisit. Dar acum banii s-au terminat și dacă nu pot accesa fonduri europene, este o tragedie, pentru că toată această muncă pe care o duc de 10 ani înseamnă că n-a servit la nimic, pentru că șantierul s-a oprit. Și mai este puțin, mai este un acoperiș, o fațadă. Deci nu mai sunt multe de făcut, dar banii nu mai sunt. Și sperăm că această nouă mandatură de fonduri europene care începe anul acesta să ne permită să accesăm fondurile pe care niciodată nu am putut să le accesăm. În primul rând pentru că ele nu se prea dădeau asociațiilor private, cum este cea care deține domeniul de la Ghergan, și în al doilea rând pentru că în ghidul solicitantului se scria clar că nu se pot accesa fonduri europene pentru a termina un șantier deja început. Deci eram condamnată de la început. Și sper... apropo de acest lucru, foarte important, nu? Că tot vorbeam de Europa și de fondurile europene și de coeziune, este foarte importantă și atenția pe care o acordăm patrimoniului nostru istoric. Din păcate, asta poate face obiectul unei alte discuții. Noi românii suntem experți în a ne măcelări patrimoniul de vreo 40-50 de ani încoace. Care deja nu este foarte bogat pentru că a fost supus atâtor cutremure, atâtor războaie și atâtor nebuni. Este foarte trist și despre asta vorbim. Eu mă ocup exclusiv de această latură a istoriei României. Patrimoniul care ilustrează pentru cei care n-au neapărat pasiunea istorică de a citi faptele celor care ne-au precedat, dar măcar să vadă patrimoniul și moștenirile pe care le-au lăsat și care sunt pentru noi, pentru cei care cei pe care i-au lăsat pe pământul ăsta și care avem o responsabilitate și o datorie. Suntem niște transmitători, atât. Nu posed, eu nu posed canacul de la Ghergan, îl transmit generațiilor viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice, un splendid eveniment, Rendezvous au Jardin, care pune într-adevăr nu numai conacul dumneavoastră, dar și România pe o hartă culturală splendidă a vernisajelor și a acestei superbe culturi a grădinii și a grădinăritului. Îi așteptăm pe toți ascultătorii noștri, cât mai mulți în aceste zile la Rendezvous au Jardin. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Ghica. Sunt Cristian Gava, o duminică frumoasă, până săptămâna viitoare, rămâneți alături de Radio France.